distribuție energie electrică. România are 18 județe în area de distribuție, de la Satu Mare până la Focșani. Avem peste 200.000 de kilometri de rețele, aproape 4 milioane de utilizatori finali și cred că toate firmele care sunt în sală au parte de serviciile noastre. Noi distribuim energia, nu facem factura, nu suntem furnizori, suntem cei care avem rețelele și care vă dăm avizele așa cum vi le dăm. Și bănuiesc că mulți sunteți și prosumatori, producători. În 2023 am avut o cifră de afaceri de 3 miliarde jumate. Anul ăsta o să crește mult mai mult. Avem rezultate foarte bune. Avem cam 150 de milioane de euro investiți în fiecare an. EON Energie România este o companie de furnizare care integrată. Avem energie electrică, gaze naturale și soluții de eficiență energetică. Prin soluțiile de eficiență energetică, noi susținem mediul de afaceri să-și producă singur energia, să-și reducă amprenta de carbon și, bineînțeles, și costurile. Investiția recentă, precum și investițiile pe care le anunțăm constant în, ca parte din strategia noastră de dezvoltare pe piața vest-europeană, arată faptul că avem atât încrederea dumneavoastră prin recenta majorare de capital social a investitorilor, cât și susținerea colegilor din mediul de afaceri. Suntem o companie multinațională situată la Mureș, în apropierea aeroportului. Avem undeva la 35.000, cum spunea și Andrada, 35.000 de metri pătrați. De curând finalizată a șasea extindere, 2.300 de angajați, investiții de peste 90 de milioane de euro și da, ne bucurăm să vedem aici EON-ul, să vedem electrica, cum spunea și doamna director. Avem nevoie de avize ca și atare, dar pot să zic că noi suntem mulțumiți, le-am primit destul de repede pentru a putea deveni prosumatori, mai avem un pas mic și pe de altă parte mulțumim și celorlalți parteneri care avem aici, colaboratorii ai noștri, care vedem și ne mândrim cu ei. Cei mai mari clienți ai noștri sunt Mercedes și BMW, probabil în fiecare mașină aveți o componentă făcută în cadrul Hirschmann România, începând de la cablaje high voltage, conectori high voltage, înseamnă mașini electrice, dar mergând și la mașini pe combustie, benzină, diesel, avem în continuare foarte multe comenzi. Trebuie să spun că sunt mândru că suntem din Cluj. Aici ne-am născut, dar astăzi suntem prezenți în toată țara prin încă 6 filiale. Azi dimineața aveam 768 de angajați, nu știu cât sunt acum, erau dimineață, și anul acesta am înființat deja o altă fabrică de producție la Bacău. Mai avem de gând să mai înființăm cât de curând o altă fabrică, asta din cauza că noi suntem foarte norocoși. Ne ocupăm de partea de construcții de mare infrastructură, însemnând autostrăzi, reabilitări de drumuri, poduri, tot ce înseamnă parte de infrastructură rutieră. Partea de construcții la cheie, însemnând hale industriale și tot ce ține de partea de construcții civile. Exploatăm balast, producem asfalt, avem și partea de mediu. Anul trecut am avut o cifră de afaceri în România de 136 de milioane de euro, iar la nivel de grup undeva peste 1 miliard de euro în Europa. Castamon România este parte a grupului Castamon Integre, o multinațională din Turcia cu activitate în domeniul de producție panouri din lemn pentru mobilier. Vom continua să fim un jucător important în industria de profil. Avem în vedere investiții care să asigure eficientizarea liniilor de producție existente, cât și pentru actualizarea și diversificarea portofoliului de produse. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest premiu din partea companiei CleanLab. Este o onoare pentru noi să participăm la acest eveniment și vă mulțumim mult pentru invitație. InsGaz activează în domeniul instalațiilor de gaze, branșamente, execuții, extinderi. Este o motivație pentru noi să fim prezenți astăzi aici, să continuăm să creștem, să inovăm și să fim o voce și mai puternică în businessul transilvanian.
E tânără compania Teconex Europe, 6 ani din 2018, dar e mai de mult pentru că vine cu vechime în spate, de peste 40 de ani, din Anglia. Fabrica aceasta de la Tureni conduce operațiunile. E cea mai bună fabrică din cadrul grupului și asta pentru că are în spate o echipă extraordinară și colaboratori extraordinari, printre care îi avem și aici în sală. Și vă mulțumim pentru asta din partea echipei Teconex și a grupului în general. S-a investit în partea de digitalizare. Producția este digitalizată, poți să vezi lucrurile live. Grupul Layer a fost înființat în 1965 de către domnul Mihail Layer, care încă este la conducerea grupului. Am început cu produse din beton, semifabricate mici din beton, pavele, dale, sisteme de canalizare, trepte, dar în decursul anilor ne-am dezvoltat. Producem cărămidă, țiglă, pereți prefabricați. În România avem fabricile, unitățile de produse care au fost menționate. Prima fabrică a fost în 2004 la Unirea, după care expansiunea noastră a crescut, a început în 2017. Îi mulțumesc pe această cale lui Aurelian și echipei sale pentru că a fost alături de noi vineri pe 8 noiembrie în Musikverein în Viena, unde Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureș a susținut un concert. Am fost sold out cu acest concert cu 2 săptămâni înainte de concert și cu 3 bisuri la final, ceea ce pentru Musikverein e ceva incredibil. Și în Târgu Mureș și în Mureș, odată ce comunitatea se unește în jurul unei idei, se poate naște un proiect foarte frumos. Anul viitor, pe 6 noiembrie 2025, Orchestra Filarmonicii Târgu Mureș va performa la Berlin, la Berlin Filarmonie, în cadrul unui concert în care, din nou, avem ocazia să avem un asemenea parteneriat, Ambasada României în Germania de această dată și Institutul Cultural de acolo.